sărbătorile și feieria sărbătorilor de iarnă vine la pachet cu starea așteptării, așteptarea magiei. Și ea se împletește atât de frumos cu sunetul instrumentului care își are originile în epoca de piatră, care creează atâta magie și mister în jurul lui, fiind vorba de nai și de instrumentistul naist Valentin Drăgălin, care ne încântă cu două premiere muzicale și pe care vă îndemn să-l admirăm chiar acum cu o primă melodie, susținut fiind de aplauzele mele și bănuiesc ca dumneavoastră a celor care stați acum cu ochii pe Tezaur TV. Stimată domn, eu vă invit să veniți mai aproape de mine, să vă faceți comod pe canapea. Între timp vă salut cu mare drag, vă zic bună seara. Bună seara. Și bine ați revenit la Tezaur TV. Bine v-am găsit. Așa, inițial vreau să vă ocupați o poziție comodă, astfel încât să avem și un interviu mai liber, mai degajat. Și făceam eu cumva un calcul sau încercam eu să-mi aduc aminte când v-am văzut pentru ultima dată aici și zic că de când nu ne-am văzut, multă vreme a trecut. Da, ceva a trecut. Și haideți să începem cumva cu totalurile, mai bine zici, și să-mi spuneți cum a fost anul pentru dumneavoastră 2022, pentru că, ziceam, nu ne-am văzut de mulțișor. Păi cum a fost? A fost și cu bune și cu rele, ca la toată lumea. Da, în general a fost un an bun, să zicem. Rodnic, din punct de vedere artistic. Da, și spectacole, și piese, ceva noi, chiar piesa aceasta recent care am reimprimat-o, piesa lui domnul Boris Rudenko. Așa. Am preluat-o cu învoirea dumnealui. Mi-a plăcut, o piesă foarte veche, foarte frumoasă, și am mai imprimat câte ceva. Cred că pe parcurs la anul viitor le ascultăm și pe cele noi.
Așa. Da, așa. Am înțeles. Deci aveți cumva în colecție și în palmares melodii care urmează să fie ascultate. Sigur, da. Pe lângă această piesă, știu că ați mai venit cu una. Deci îi ziceam de două piese. Da, cealaltă e hora lui Alexandru Vacărciuc, regretatul acordeonist și dirijor la Orchestra Mugurel, primul dirijor. Înainte de a pleca lumea celor drepți, el mi-a oferit, mi-a cadonat într-un fel piesa, special pentru Naia, făcută dumnealui, și a ascultat-o, i-a plăcut foarte mult și să-ți fie cu noroc, într-un fel. Și asta că nu ezitați să o mai cântați din când în când, atunci când simțiți, bănuiesc. Da, așa e. V-am înțeles. Haideți să vorbim și despre activitatea de moment. Ce face Valentin Drăgălin mai exact și cum îi trec zilele? Bine că nu, bănuiesc că nu așteptați acele evenimente sau concerte. Aveți o activitate? Păi da, sunt profesor la liceul Nisipă Ghibu. Așa. Predau naiu, fluierul. Și am băieței care fac față și studiez deja am căci la... Câți discipule aveți? Sunt, nu sunt prea mulți, dar sunt deja băieți care au plecat și în străinătate, care s-au și schimbat și profesia, dar oricum cântă la nai, oricum mă bucură faptul. V-am înțeles. Dacă ar fi să ne spuneți așa, de câtă răbdare este nevoie ca să înveți naiul? Sau nu vorbim de răbdare? Foarte mult. Și răbdare și sănătate, în primul rând. Așa. Fizic trebuie să fii pregătit. Oricum, trebuie să fii și muzical pregătit din toate punctele. Am înțeles. Când vedeți discipolii că cumva se învrednicesc cu rezultate frumoase, ce emoții vă încearcă? E un gen de mândrie? Bine că poate mândrie nu sună tocmai atât de modest. Nu e mândria, dar da. E o bucurie și bucuria rezultatelor muncii, care știi că ai depus o muncă enormă să-l vezi cântând la acest instrument, care nu fiecare s-ar apuca să-l studieze. Și când vezi un rezultat foarte frumos de la copii, de la băieții care deja cântă frumos, numai te bucuri. V-am înțeles. Și copiii de la dumneavoastră studiază naiul sau învață cum ar trebui să cânte la nai. Dar dumneavoastră ce învățați la ei? Pentru că mulți dintre profesorii care lucrează cu copiii vorbesc despre acea energie nesecată, despre această dragoste de viață pe care o iau. Evident că copiii ăștia micuții vin cu energie care într-o fel îți vine să-i mănânci tot mai. Ei așa haioși. Bine, asta vreau să zic. Și vă mai dau și anumite șotii sau glume la paiche. Da, în scurt timp cred eu că fie aveți atestările, fie că au fost. Și vineți și perioada de vacanță, nu? Așteptăm cu toată lumea vacanța bine meritată. Vacanța bine meritată care vine la paichet și cu frumoasele sărbători de iarnă. Da, așa este. Să mai mergem și... Pentru ce anume vă plac sărbătorile de iarnă și cu ce vi se asociază? Se asociază că eu sunt și născut în perioada aceasta. Așa, cu ziua mea de naștere. Da. Hai să începem așa, cu ziua mea de naștere. Cu toate sărbătorile care când eram micuți mergeam cu colinda, cu uratul, pe la toate rudele, pe la toți vecinii. Dar aveți o amintire mai deosebită? Vreo ghidușie, poate, din copilărie creată și făcută în perioada sărbătorilor de iarnă? M-a sunat și surprindere, dar da, au fost. Nici nu ne când au fost. Au fost foarte multe, foarte multe. Cu săniușul, cu hocheiul pe gheață, pe lacuri, cu tot felul de năstrușnicii. Deci erați cumva mai extremal. Dacă jucați hochei pe lacul înghețat, atunci chiar e vorba de... N-ați avut niciodată... Fără patine. Asta vreau să zic, dar n-ați avut niciodată nenorocul să mai... Deci era un strat de gheață așa mai dur, nu, da? Mai serios. Cei mari ne avertizau că dacă era gheața subțire, nu avem și cata. Deci îi ascultați tot. Da, nu, nici nu se discute. Acum unde obișnuiți să petreceți sărbătorile de iarnă? Cât au fost părinții în viață, cu părinții. Mergeam tot timpul la părinți. Acum, pe la rudii, pe la sora, poate
fratele Vinei din România. Vedem cum. Cum surâd din norocul la un așa. Da, deci tot în familie, pentru că vorbeam și anterior. Sărbătorile de iarnă sunt despre familie. Da. Da, obișnuit să-l faceți în oraș? De obicei la țară facem. Deci totuși retrăiți acel farmec al sărbătorilor de iarnă. Țară, și mai primiți și colindători? Da. În primul rând colindători primim. Cum fără colindă, fără... Nici nu există. Noi la oraș îi primim. Chiar străini care vin, noi tot timpul îi primim. Așa e obiceiurile, așa e frumosul. Și într-adevăr e de bine atunci când ne calcă de fapt pragul casei colindătorii care vin cu cântece de bună vestire, cu aceste colinde așa care este, prevestesc este. De bine și îți urează doar de bine. Dar dacă ar fi să vă amintiți dumneavoastră o urătură, că cu ratul mergeați, cred eu, nu? Da, cu ratul... Sau nu prea? Sau erați din cel care primea urătorii mai des? Nu. Când eram mici, adică la noi tot, urătura cea simplă, sura care... Care urătură cea simplă? Nu vă mai amintesc, nu? Colinda mi-o mai amintesc, dar urătura nu prea. Mi-o amintesc că... Spuneți și dumneavoastră acum la final, hei, hei. Hei, hei. Asta cu siguranță era valabil, nu știu că da. În fiecare urătură, nu? Cu asta se încununează. Fără voci, deja după urătură, fără voci. V-am înțeles. Ce vă doriți pentru anul care vine? V-ați fixat cumva în agenda anumite planuri? Da, avem un plan, am făcut că am format cu băieții un taraf orășănesc. Așa. O formulă nouă. Cu care băieți? Cât sunteți la număr? Suntem 6 băieți. Nai, vioară, acordeon, bas, cobză și voce. Așa. Vioara Cornel Babără, vocea Mariana Cepraga, Ghenadi Brașoveanu, acordeon, Nicu Panainti, bas și Eugen Burlacu, cobză. O formulă nouă pentru colaborări, pentru spectacole, ceva interesant. Aveți și o denumire, un nume, i-ați pus? Da, sau? Taraful Roșeni. Așa și te văd. Da. Și v-ați apucat deja să administrați pagini pe rețele de socializare? Da, pagini de Facebook, pe YouTube, deja este. Așa, astfel încât cei care își doresc să vă găsească ușor. Da, corect, deja este. Păi, mă înțeles. Dar eu vă doresc mult succes și de ce nu mai obișnuiam noi anul ăsta, pe parcursul anului, să mai realizăm câteva emisiuni doar cu bânduri sau cu tarafuri. Și de ce nu vă aștept în 2023 și în întreaga componență. Venim oricând. V-am înțeles. Aceasta fiind spuse, eu vreau să vă mulțumesc pentru prezență. Vă mulțumesc că ați decis să veniți la noi cu această premieră muzicală. Vă doresc la mulți ani dumneavoastră, familiei dumneavoastră, liniște și pace alături de cei dragi. Mulțumim și mulțumim dumneavoastră foarte, foarte mult și să aveți un an nou cât mai bun, cu multă sănătate și mult soare și cu pace. Să dea Domnul așa să fie. Iar la final de interviu, după cum au înțeles și cei de acasă, eu vă invit să reveniți pe scena platoului nostru pentru a ne cânta Hora lui Alexandru. Așa este numită următoarea melodie. Iar pe voi, cei de acasă, evident, vă îndemn ca de obicei să rămâneți în continuare cu ochii pe Dezaur TV și să-l admirați pe instrumentistul naist Valentin Drăgălin cu melodia intitulată Hora lui Alexandru.